România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi ne uităm la două imagini, prieteni. Prima vine de la New York și a doua este un grafic. Mă refer ceva mai târziu la el. Vă rog să vă înarmați cu puțină răbdare și să începem în acest moment. De câteva zile o fotografie face înconjurul internetului la noi în țară. Este cea de la standul României de la Târgul de Turism din New York. Investiția nu e mare, să spunem cu toții lucrul acesta. E o investiție mai curând mică, dar arată rău și departe de anul 2022. E vorba de câteva fotografii pe Colea 4 care sunt înșirate pe o perdea gri. E doar un colț, dar nu e nicio dovadă că restul standului ar arăta ceva mai bine. Arată ca expoziția școlară a unor copii de clasa a treia. Să zicem așa. Iar în fața perdelei cu fotografii se află înșirați funcționarii care probabil au contribuit la uriașul succes. Ministerul spune că acolo s-a dat un semnal important pentru cei care vor să facă turism. E posibil, doar că semnalul a fost că România nu e capabilă să facă marketing. Iar turismul ține în mare măsură de marketing, adică ce vinzi. E o dovadă că cei care s-au ocupat nu știu să se ocupe de treaba asta, nu știu să o facă, dar în același timp nici n-au lăsat pe alții. Dacă vreți, este o fotografie a eșecului și asta mi se pare teribil de important. Mai mult, este o fotografie care ne rușinează, pentru că nimeni nu a zis stop, așa nu e bine. Că acum se cer demisii, sigur, nu ne încălzește foarte tare, căci nu demisia e o problemă la noi, ci atenție, angajarea. Și aici termin cu prima fotografie și mă duc către a doua. V-am spus că e un grafic. E publicat de fostul ministru al economiei, domnul Claudiu Năsui, astăzi și el face un calcul foarte interesant care zice așa: începând din 2011 până în 2020-2021, salariile funcționarilor, sau mă rog, celor angajați la statul român, au tot crescut față de cele ale oamenilor care lucrează în sectorul privat. Știu că multora nu vă place comparația, dar ea există. Și ce spune diferența salarială? Dacă în 2011, la finalul crizei economice de atunci, diferența salarială era de 2000 și era de 411 lei, în 2020 a ajuns la 2700 de lei și cred că acum în 2022, cu calculele din 2021, este de 2100 de lei. Așadar, pe parcursul a 10 ani, salariul mediu de la stat a strâns în plus 400 de euro față de privat. Dar întrebarea care se pune aici e firesc, e în regulă, e ok. Cu toții ne dorim să câștigăm. Întrebarea care se pune în acest moment este dacă în acești 10 ani, iată un deceniu, mai multe guvernări, statul român a și oferit servicii pe măsura banilor pe care i-am acordat. Societatea românească, politicienii săi au luat această decizie și au zis: domnule, uite, facem un stat puternic, atractiv pentru societate, pentru populație, da? Și poate tragem salariile în sus. Mi-aduc aminte și pe doamna Olguța Vasilescu spunând lucrul ăsta: doamne, dacă mărim salariile la stat, o să crească și la privat, că n-are ce să facă să meargă în sus. Ok, de acord, toată lumea trebuie să câștige, dar cei mai buni ani ai României, cu o economie din ce în ce mai puternică, i-am calat pe dezvoltarea statului. Ne-a dat înapoi statul ceea ce am dorit, ne-a dat înapoi servicii la nivelul acestor salarii care au o diferență care, iată, e din ce în ce mai mare. Unul dintre serviciile pe care statul trebuia să le facă era acest târg de turism. Adică acolo statul ne arată: domnule, uite, e frumos în România, după care niște oameni din America vin aici în România și cheltuiesc banii la privat, nu? Ăsta e un serviciu pe care statul oferă acestor privați. Nu le e de calitate serviciul ăla, căci eu cred că salariile funcționarilor care au fost în standul ăla de la New York sunt ceva mai mari decât salariile angajaților din pensiunile din Delta Dunării, de exemplu. Da? Bănuiesc că aici raportul salarial, e adevărat, o să-mi spună multă lume, bănuiesc că au și facultate. Aia de la New York, ăștia care lucrează în pensiuni, nu au toți facultate, poate și de aici diferența salarială. Da. La acest tip de servicii. Dar poate în unele locuri
lucrurile arată ceva mai bine. Și atunci să trecem la întrebări. Facem așa. 0372069599. Repet, 0372069599. Cum s-a îmbunătățit calitatea muncii funcționarilor români în ultimii 10 ani? Respect această calitate, mărirea de salarii oferită de statul român? Ce exemplu de funcționare bună a unor instituții administrative puteți da, vă întreb eu astăzi? Și desigur vă întreb și dacă sau ce le transmiteți acestor oameni care munceau acolo. Da, o să trecem imediat la dezbatere și vă spun că suntem și pe Facebook la Europa FM și că puteți să ne urmăriți și acolo, încerc să mă uit și la mesajele de acolo. Cred că este timpul să începem. 0372069599. Hai să vedem cine e, că iar n-am numele. Da. Salutare. Salut. Alo. Salut, ne auzim. Bă, bună ziua, Titi Morun din Brașov. Salut. Respect ție și la toți ascultătorii care sunt pe lucrurile de unde împreună cu noi în momentul de față. E o vorbă, eu știu, în media vis-a-vis de bugetari. Poate nu pentru toți, dar ghilimele de rigoare, dacă facem totul astăzi, mâine ce mai facem? Ce în sectorul privat poate. Nu știu. Dacă ți-aduci aminte, Cătălin, în 39, la expoziția mondială de la New York, da, Maria Tănase și Dinicu, Ficoraș Dinicu, au reprezentat în standul României cu cinste, cu cheltuială la vremea aia, să treci cu transoceanicele talent de lăutar și poate toată crema societății românești acolo. Ceea ce nu s-a întâmplat acum. Ruptura asta între privat și este întreținută și bugetari. Hop, gata. L-am pierdut în momentul ăsta pe Titi. Îmi pare rău. Continuăm la 0372069599. Lucreția, salutare. Alo, bună ziua. Bună ziua. Lucreția, sunt legat de subiectul dumneavoastră, meritul funcționarilor de la stat. Din 2007 am făcut o cerere la ANAF să închid un PFA. Nici în momentul de astăzi nu este închis. Umblu după funcționarii de la ANAF, mă trimit de la unul la altul, niciunul nu știe ce are de făcut. Pentru a te înscrie online la o audiență, trebuie să mergi fizic, să iei o hârtie, să te înscrii acolo, să te întorci acasă și te duci în ziua următoare în audiență. Deci lucrurile merg din rău în mai rău. Unde se întâmplă asta? Iași. În Iași? Da. Da. Asta e o altă situație. Exemplu, dar da, spune tu și după care spun eu, da. Da. O altă situație. Am cazat niște refugiați din Ucraina. Legea spune că în 3 zile eram obligată să îi înregistrez la poliție. Am umblat 3 zile la poliția din comună la mine, la poliția județeană, la poliția locală, la poliția rurală. Nimeni nu știe nimic, mă plimbă de la Ana la Caiafa, am renunțat la a-i înregistra, deși oamenii stau la mine de acum 3 săptămâni. Nu au proceduri. Poliția din Iași. Astea legat de ceea ce nu face funcționarul. Ce poate face funcționarul? Vă dau un exemplu de așa se poate. E vorba de primăria din comuna Ștefan cel Mare, din județul Neamț, de unde ne tragem noi, unde s-au făcut foarte multe, se fac în continuare. Deci se poate. Deci, există undeva funcționari care își merită banii și funcționari care nu își merită nici banii, nici locul. Exact asta voiam să spun eu, că eu, de exemplu, am acest lucru de la ANAF, unde nu mai trebuie să umbli pe la ei, pe la ANAF. Adică poți să-ți faci lucrurile în mod digital. Îmi dau seama că în cazul tău nu s-a întâmplat. Dacă vorbiți de VR, de acea semnătură digitală, o am. Oh, de spațiu privat, virtual, ghișeu.ro. Am așa ceva. Da. Nu, am așa ceva. Problema e că situația din 2007 nu se poate rezolva virtual. Se rezolvă doar, nu știu cum se rezolvă. Nu există soluții.
au trecut prea mulți ani, nu am acces la dosarul meu, ei refuză să intre la dosar, să-mi caute dosarul, să-mi găsească cererile. Eu eram obligată să păstrez nu știu câte sute de ani o hârtie pe care am depus-o la ANAF în urmă cu foarte mulți ani. E foarte probabil. Deci cam asta e situația. Faptul că la ANAF nu e făcut o digitalizare completă, mulțumesc tare mult, Lucreția, și mai ales pentru opinia ta echilibrată, deși țin furia. Eu, faptul că nu există o digitalizare acolo, înseamnă că oamenii aceia au uneori câte o năpastă pe cap. Mă uitam în niște birouri la ANAF când depuneam acolo la ghișeu și mă aplecam la ghișeu și uneori îmi venea să mă cert. Și după care am văzut ce se întâmplă cu hârtiile alea care cad pe ei și m-am zis, doamne, dar dumneavoastră cum lucrați aici? Păi uite, așa lucrăm. Când zici că refuză să se uite la dosare, cred că și pentru ei ar fi o durere de cap să vedem, să vadă unde este dosarul respectiv. E adevărat că poate salariile li s-au mărit, dar multor dintre români dracii le-au rămas în fața acolo. Gabriel, salutare, bine ai venit la noi. Bună, Cătălin. Bună ziua și ascultătorilor Europa FM, bună ziua celor două românii. Ce să spun, am văzut și eu isprava reprezentanților noștri de la New York, în cel am scris și eu plin de revoltă pe pagina mea de Facebook de rușinea cu care ne-au onorat domniile lor, dar ei nu au nicio vină. După aia mi-am dat seama că ei nu au nicio vină. Cătălin, sunt funcționari publici care își merită banii, sunt funcționari publici care nu își merită banii, dar nu asta este problema. Problema este că noi suntem vinovați în mare măsură pentru ceea ce ni se întâmplă. De fapt, aici este vorba aia străveche, peștele de la cap se împute, iar noi, de 32 de ani, de 33, asistăm cum tot felul de parveniți acced în funcții publice, dar atenție, ei nu au fost parașutați. I-am votat noi. Și ne plângem în permanență, dar nu reușim să ne concentrăm, să ne adunăm, să strigăm cu toții că nu se mai poate. Am spus bună ziua celor două români. Da, pentru că la noi funcționează foarte bine și clasa politică știe foarte bine acest lucru, acel dicton, divitei timpera. Avem o Românie a bugetarilor și o Românie a privaților. Avem o Românie cu salarii foarte mari, cu o diferență, cum ai spus, de 2700 de lei. Funcționari publici pe care nu poți să-i dai afară orice ai face. Am un statut foarte bine reglementat. În mediul privat, dacă ai greșit o secundă, în următoarele 60 de minute ești concediat. Să știi că statutul ăla a venit ca un lucru bun, dacă mă întreb pe mine. Pentru că la un moment dat cineva a gândit și deștept și a zis, bă, hai să-i oprim pe ăștia, să-i mai dea afară pe ea care fac treabă, să aducă tot felul de oameni în funcțiile astea. Asta a fost gândirea în momentul respectiv. Da? De acord cu tine, Cătălin. Numai că noi avem o problemă, transformăm un lucru pe care l-am gândit bine într-un fel de practică la dispoziția tuturor neghiobilor. Și imunitatea parlamentară a fost gândită bine. A fost gândită inițial pentru declarații politice. Ei, uite unde s-a ajuns. Avem parlamentari care au omorât copii pe trecerea de pietoni și nu știu ce, Doamne iartă-mă, ce declarație politică este să omori un copil pe trecerea de pietoni și să te ascunzi sub scutul imunității parlamentare. Așa avem și funcționari. Legea a fost bine gândită. Numai că cei pe care, revin, tot noi am votat, au știut să o extindă la maximum în folosul celor care nu își merită vrei poziția. Să spun ceva? Știi cum au făcut lucrul ăsta? Nu au mai dat oameni afară, nu mai avea importanță, dar continuă să angajeze. Iar statul român, în situație de criză, devine din ce în ce mai mare. Poate în unele locuri e necesar, dar poate nu mai atât de necesar în altele. Sunt 2300 de oameni pe lună angajați în continuare de statul român. 2300, chiar și în anii ăștia de criză. Cei mai puțini erau în vremea guvernului Câțu, 815 oameni. Dar de când a venit guvernul Ciucă și-a reluat ritmul ăsta, 2304 oameni. În februarie 2022 avem 1.265.722. Sigur că aici avem și profesori și medici care trag la media asta salarială, în special medice, dar sunt înalți funcționari pe care îi plătim cu bani foarte mulți. Acum, întrebarea.
e următoarea. E firesc să existe o curbă salarială. O acceptăm. De acord. Per ansamblu, în general, așa cum cunoști statul român, întoarcerea serviciilor, sau să zicem, serviciile au respectat calitatea acestei curbe, adică a crescut și statul și calitatea lui? Absolut deloc. Dimpotrivă. Da? Serviciile pe care le oferă statul român cetățenilor, și cu permisiunea ta am să mă refer la serviciile de bază, esențiale, pe care așa zisa Constituția României le garantează, sunt zero. Dacă plecăm de la învățământ, la sănătate, la administrație publică locală, serviciile, în majoritatea lor, nu aduc un confort sau o siguranță, o stare de bine cetățeanului atunci când se prezintă în fața funcționarului. În continuare ne ducem gheboșați, cârcoșați, cu frică. Trec zilnic pe lângă Casa Județeană de Pensii și mă uit cu tristețe la bătrânii care sunt ținuți, abia am ieșit din iarna, erau niște temperaturi insuportabile și stăteau săracii cu tot felul de jalbe pe scări afară și așteptau. Și mă gândeam, înăuntru niște funcționari publici, poate puțini, poate cu puține mijloace tehnice la dispoziție, poate că sunt și ei supraaglomerați. Dar oare nu se găsea în dita mai clădirea turn? Avem o clădire turn unde este sediul casei de pensii. Eu sunt din Bacău. Nu se găsea acolo un spațiu încălzit în care bătrânii să aștepte? S-a pus în bătaie de joc un cort. Ăla era pus de pe vremea pandemiei. La fel, la Bacău, în continuare, la Bacău, în toată țara, se cer de la ele fondul școlii, adică statul român nu cumpără cretă. Da. Deci învățământul este gratuit și obligatoriu. Pentru învățământ o să facem separat, dar exemplul tău cu bătrânii este absolut minunat, căci pentru asta nici măcar nu trebuie oameni foarte competenți, îți trebuie oameni cu ceva inițiativă. Sunt lucruri mărunte care se pot rezolva. Am fost recent la un centru de vaccinare aici cu Fimiu și mă uitam că statul român a știut în sectorul 6 să se îngrijească, lucrurile arătau bine, normal, în regulă, ca într-o țară civilizată, da, acolo. Și am zis, da, domne, uite că statul român a reușit să pună o clădire, să o facă funcționabilă, să fie așa cum trebuie și să răspundă unor cerințe minime. Inegalitatea asta te lovește, uneori te zdrobește. Cât de greu fi, într-adevăr, să pui un cort, să faci un stand, sau să te uiți la el și să zici, bă, nu, la noi e mai urât ca la alții. Chiar la noi în țară e mai urât ca la alții? Hai să nu facem o fotografie aici, măcar nu ne facem de rușine. Sau hai să aducem altfel de fotografii. Șeful, nu avem bani. Păi dacă nu avem bani, mai bine nu facem, nu? Mihai, salutare! Își merită oamenii ăștia salariile? Mihai, ne mai auzim? Da, scuze, nu știam dacă sunt eu la rând. Exact ce spunea și, mă rog, eu zic două Românii altfel. Două Românii unde se poate, una unde se poate și una unde nu se poate sau se poate extrem de greu. Hai să-ți dau două exemple. Sunt din zona Galați-Brăila, două orașe foarte apropiate. A trebuit să lucrez pentru un proiect pe fonduri europene și evident se obțin zeci de avize. Și a trebuit să mă duc la mai multe servicii, evident toate de stat. Vreau să zic că plăcut impresionat de cum reacționa, de exemplu, cei care sunt cumva în subordinea primăriei Brăila, care s-au mișcat, aș putea spune, bine. Nu cu termen de 30 de zile, în termen de undeva până în 7 zile mi-au rezolvat, mi-au dat avizile, mi-au dat răspunsul și așa mai departe. A fost exemplu după aceea la sănătate, să obțin de acolo un aviz. M-au ținut, cu toate astea să obțin și cu taxe, evident. M-am dus, am obținut avizul prin care îmi spuneau că, de fapt, nu e în competența lor. M-au trimis în altă parte. Că ține de Ministerul Transportului și așa mai departe. Am fost la Galați. Am depus acum 2 ani de zile o cerere la imobil unde stă tatăl meu, există niște pomi în față care când e furtună, când e mai cade câte o creangă,
trece instalația electrică exterioară pe acolo, se mai trag de cabluri, mai rămâi fără telefonie fixă. Deja e al treilea an când nu se întâmplă nimic și răspunsul este același, se lucrează, se lucrează. Da. Am făcut și eu o cerere să-mi pună două becuri pe stradă acum 6 luni. Da, știu ce zici, se lucrează. Bă, se vine greu. Dar, uite, între astea două lucruri care ți s-au întâmplat, unul bun și unul rău, găsești că, per ansamblu, societatea sau statul a progresat? Ei, uite, pentru cei, chiar m-am mirat, vreau să zic că am rămas plăcut surprins de atitudinea și de faptul că am obținut un aviz în acea zi. Adică a fost ceva super. Și modul cum au reacționat oamenii, mi s-a părut... Zic, măi, și-a făcut niște cursuri, i-a dus cineva, i-a instruit ca să fie un pic mai amabil, să interacționeze un pic mai bine cu clienții. La urmă, eram clienți că le-am plătit toate chestiile astea. Adică chestia asta mi s-a părut că s-a întâmplat ceva. Cineva i-a instruit, cineva le-a spus ceva. Habar n-am. Pe când în zona în care mi s-a spus, mai treceți, mai vedem, mai veniți, se lucrează, n-a trecut termenul și așa mai departe, e doar o pasare. Mai am încă o chestie, știți că acum adicăm cu Ucraina, cu așa. Războiul, se vrea, se face, să-i ajutăm, să vină cu cereale, să vină cu astea, că avem posibilitatea, mă, noi am mai avut cale largă pe aici, pe România. Dar, din păcate, există, dar lipsește cu desăvârșire, în sensul în care nu e practicabilă. Și se pasează de colo-colo, trebuie să faci tot felul de salturi mortale ca să ajungi să obții un răspuns și ăla este cum se lucrează, vă răspundem noi. Deci trag concluzia că omul sfințește locul, cum ar fi la noi. E ceva de genul. Da. Spre exemplu, iarăși am cuvinte de laudă pe total cumva primărie, zona administrativă, care refac acum niște străzi și alea care sunt deja terminate, chiar arată super. Ilumina stradal cu pe centrul străzii, cu cale de rulare nouă, tramvaie noi. E super ok. Chiar e de apreciat. Unde asta mai zi o dată ca să-i lăudăm? În Galați. Îți mulțumesc tare mult. Experiențele noastre sunt uneori complet diferite, dar ele alcătuiesc țara. Și adevărul este că după o greșeală de genul ăsta, trebuie să cauți să vezi și alte lucruri dacă sunt bune. Greșeala în sine e admisibilă, deși aceasta de la New York mie unuia mi se pare absolut sfidătoare, adică nu știu ce e admisibil aici. Să greșești odată, se poate, să greșești de două ori e mult, dar să greșești după aia tot timpul este exagerat. Ori eu, după atâția ani de zile și după tot ce s-a întâmplat cu... experimentul frunzei cu... Mai țineți minte, domnule, frunza doamnei Udrea, că doamna Udrea, apropo, află astăzi dacă vine la pușcărie la noi. Deci, mă așteptam ca România să progreseze materia asta. Cât de greu o fi, domnule, să înveți turism? Cât de greu o fi? Iei niște oameni acolo și îi spui, domnule, uite, așa să fac standuri. Standurile sau, dacă vrei, că la asta suntem experți, iei o sumă de bani exagerată, o cheltuiești cu niște oameni care se pricep la standuri și aia fac o minunăție, da? Ăla e momentul în care fac o minunăție și pe aia noi ne plângem. Ia uite, domnule, cum au cheltuit banii. Ion, salutare, bine ai venit la noi. Nu e Ion, stai să vedem că e Vasile. Salut, Vasile, bine ai venit la România în direct. Nu e nici Vasile? Salut, Vasile. Este. Alo. Salutare. Salutare, bună, no, servus, Vasile. Te sun de acolo, din Reșița, mai departe. Da, auzi? Te ascult. No. Părerea mea despre aparatul statului, cred că 30-40% sunt cât de cât profesioniști, că m-am lovit de primării, că am lucrat prin oraș, canalizări și la ADP, administrația domeniului public, a fost, să zic, 30-40% profesioniști. Restul era umplutul. Rest, vorba, dar salarii imense. Eu la sectorul privat aveam un salariu și aveau aproape dublu ca mine. Da, depinde și ce făceau. Mi-a scris cineva... Patronului. Mi-a scris cineva și mi-a zis în felul următor. De fapt, am văzut un comentariu pe Facebook și era foarte interesant. Spunea în felul următor. Dom'le, gândiți-vă că salariile la stat sunt mai mari
și pentru că foarte mulți de acolo au și facultate. Și atunci, da, chestiunea asta se plătește. Da, uite, și eu am facultate. Aha, ok. Am terminat în 77 construcțiile. Mm-hmm. Și, dați seama, acum sunt pensionar, am aproape 69 de ani. Dar, nu, asta este, dar am văzut că sunt profesioniști câțiva. Dar cred că nu-i jumătate. Nici jumătate. Restul, asta e mea. Că restul sunt politici, pile... femei frumoase, superbe, jos pălăria. Da, asta e. Restul... Și clasa politică cu asta merge, știi? Ei să fie acolo bine mersi, cu bani mulți, și noi, dacă putem să facem ceva bine, dacă nu, poporul tot nu moare de foame. Mulțumesc tare mult. Nu știi dacă nu moare de foame. De exemplu, statul român și funcționarii săi au de luat câteva decizii legate de alimentație. De exemplu, săptămânile astea vor trebui să decidă dacă mai dau drumul sau nu la anumite exporturi în vederea unei viitoare crize alimentare. Dacă nu ai oameni pregătiți care să aibă capacitatea de a răspunde acestor lucruri, atunci o să ai probleme în viitor pentru că nu știi ce decizii să iei. Foarte multă vreme statul român a îndepărtat oamenii buni, după care ceilalți au început să plimbe hârtii de la unii la alții sau să facă standuri de genul ăsta. Da, alt exemplu mai recent, la Autoritatea Electorală Permanentă. Să uitați acolo pe Rise Project să vedeți cam ce este la Autoritatea Electorală Permanentă și o să ziceți, dar ce ne interesează atât de tare această instituție? Păi ne interesează, prieten, că aia e instituția care dă banii la partide. Știți că partidele iau foarte mulți bani anual. De exemplu, PSD ia vreo 40 de milioane de euro, da? Bani pe care după aia îi dă în presă. Și când vă minunați de minunățiile presei, trebuie să știți că mare parte din presă este plătită și de partidele politice. Revin la AEP. De asta e important AEP-ul. AEP-ul are acolo niște cetățeni în fruntea instituției care sunt trimiși în judecată. Iar unii au întrecut cu un cazier de nu o să vă vină a crede ce e în fruntea unei instituții din România. Și ai o instituție care e plătită cu salarii foarte, foarte mari. Știe ea să dea răspunsuri adecvate la situația socială și pentru banii partidelor din România, aș pune un pariu cu voi, dar o să-l vedem către următoarele alegeri. Marius, salutare! Ce le spunem funcționarilor care ne-au făcut frumosul stand de la New York? Destinatarul. Hop! Aia, destinatarul a intrat într-o altă convorbire. Hai să vedem cine urmează. 0372069599. Marius ne-a pus pe hold, poate și-a dat acceptul acum să intre în convorbire. Salut! Petru, salut, tu ești. Salutare! Te ascultăm. Eu unul le spune că există posibilitatea să câștige și mai mult bani la stat, da, dar parte din profitul lor să fie procentual din performanța lor. Și treaba asta cred că ar trebui generalizată în toate instituțiile statului. Dacă e vorba de o companie de stat care are o activitate economică și produce ceva, atunci cei din funcțiile de conducere să fie practic astfel motivați să eficientizeze compania respectivă, iar dacă este ceva doar social, atunci să existe certificate, adică sondaje din acestea de satisfacție, ca astfel încât toți angajații de la stat să fie foarte interesați să-și facă treaba și să contribuie practic la jobul lor, nu să-și primească deci, banii... Deci cum ai proceda? Stai un pic. Deci cum ai proceda? Uite, în cazul funcționarilor de la New York, cum ai proceda? Strict în cazul lor, cred că s-ar putea impune o motivare suplimentară la modul, dacă ei acum, am citit ceva știri cum care avea salarii de 1000 de euro pe lună, să li se propună că ei pot câștiga chiar mai mult de atât, dar venitul lor să nu mai fie fix și să fie... legat de performanța lor, să se cuantifice cumva activitatea pe care o fac. Practic, dacă acest eveniment a fost într-adevăr un succes și am fi avut foarte mult turism ulterior în România, ei să beneficieze de pe urma asta și apoi să câștige și mai mult de atât. Aici ar fi trebuit să aștepte totuși câțiva ani ca să ne dăm seama cum ar fi fost cu satisfacția, da, cu satisfacția lor. Dar niște standarde bănuiesc că ar trebui să existe, nu? Adică despre asta ar fi vorba. Tu vrei un sistem al eficienței. Sigur că acolo eficiența e mai greu de măsurat. Da, uite, îți dau un exemplu ca la primării. Începând de la Cluj și aici în București se mai întâmplă la câteva primării, nu mai trebuie să te duci acolo. Pui actele online.
chiar și pentru autorizări de, pentru autorizații de construire, da? Și aici le mărești salariile dacă au făcut chestiunea asta? Asta, sincer, aș cataloga la firescul zilele noastre. Adică, ce bună e asta, chiar mă pregăteam. Juram că o să dai răspunsul ăsta. Deci dacă au făcut un lucru bun, îl pui la firești. Dacă au făcut un lucru prost, le-ai găsit metoda de mărire a salariilor. Cum mi-a spus mie cineva pe Facebook, ești prea indulgent, domnule Petru. Dar mi-a plăcut, da. Mi-a plăcut ideea. Sigur că e firesc. Da, dar firescul ăsta a venit foarte greu la noi. Și nu știu de ce merge atât de strâmb. Eu te înțeleg. Ai lucrat vreodată la stat? Ai lucra, adică ți-ai dori, ai vrea, ai putea să lucrezi la stat? Nu. De ce? Adică am cunoscuți care lucrează la stat și se vaită de situația în care efectiv se plictisesc. Merg acolo și așteaptă să treacă 8 ore ca să poată plece acasă. Chestie care, cum să zic, e cumplită. Și greu de imaginat. Dacă asta ajunge să fie oful în loc de muncă, cred că e dureros. Da. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Anul trecut, într-o emisiune, spuneai că sunt foarte multe locuri de muncă în România cu salarii bune de 2000 de lei. Nu cred că am spus eu că un salariu e bun de 2000 de lei. Da? Promovezi mediul privat și sărăcia. Uite că românul s-a deșteptat, nu mai lucrează pe 2000 de lei. Promovezi mediul privat pentru că acesta este cel care aduce bunăstare. Da? Statul o împarte și o gestionează prost de foarte multe ori. Și nu promovezi doar mediul privat pentru că e privat și aduce bunăstare. Promovezi pentru că aici este munca creativă, pentru că aici sunt oameni care se luptă, sunt oameni care construiesc pentru ei și familiile lor. Și da, e o dezbatere de ce în mediul privat salariile sunt mai mici. Oare cumva pentru că ele sunt date de valoarea muncii noastre, a productivității și a lucrurilor pe care le vindem în momentul acesta? Cel care mi-a trimis mesajul acesta, nu mai bine vă uitați de unde sunt plătite salariile astea mari la stat? Nu cumva din datoria aceea de 50% din PIB? Știți de unde sunt salariile astea mari? Sunt plătite tot de noi ceilalți și de cei de la stat, în mod evident, prin împrumuturile pe care le facem. Pentru că asta este marea diferență, da? Iar ceea ce mi-ați transmis dumneavoastră este un mesaj de șmechereală, cum ar fi. Dacă asta e șmechereală, atunci ne-am dat toți dracu, cum se spune pe românește. Dan, salut! Bine ai venit la România în direct! Salut, 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 Cătălin! Dan, cazacul te deranjează. Sunt din Fetești, ia Lomița. Foarte bine la Fetești. Deocamdată lucrez în București la o companie privată. În schimb, soția lucrează la primărie. Așa. Vreau să spun că ce se întâmplă de regulă în aparatul de stat sau la primării, în speță, așa, este că cei care conduc oamenii sau majoritatea oamenilor sunt puși politic. Ce să faci cu el dacă respectivul este economist sau a făcut un liceu economic, să zicem, între ghilimele, a trecut ca vodă până lovodă și te trezești cu el că face parte din aparatul tehnic. Tehnic însemnând să monteze o pompă, să monteze o instalație și așa mai departe. Ce să-i ceri lui? Ia spuneți-mi. Deci nu știu, dar cum l-a angajat acolo? Adică zici că omul e capabil în altă parte sau teoretic ar fi capabil. Păi dacă el este pus politic, face parte dintr-un partid, un anume partid, că este PSD, că este PNL, că este USR, că toți. Eu nu mi-aduc aminte. I-am cerut soției când m-am cunoscut cu ea, i-am spus, ea deja avea o facultate făcută, eu nu aveam. Și atunci i-am spus, zic, eu plec la școală. Mă duc să-mi realizez visul. Și am plecat. De unul singur. N-a avut nimeni n-a avut încredere. Toți cunoscuții mei stăteau în stand-by. Băi, asta nu o să reușească, nu o să reușească. Ca drept dovadă, sunt director tehnic astăzi. Am la oameni la subordine. Știu ce să le cer. Știu ce vreau. Și la stat ai fi reușit? Am lucrat și la stat la o companie de, cum îi zice, de apă și canal. Vreau să spun că
efectiv nu mă puteam mișca. Din punct de vedere al meseriei mele, așa, am cerut, așa, ca un exemplu, am cerut niște pompe cu toate specificațiile, tot, ca să echipăm, să facem treabă și să meargă lucrurile bine. În loc de pompe de apă uzată, ei mi-au adus pompe de apă curată. Cu alte cuvinte, niște pompe care trebuiau montate într-o stație de epurare, ei mi-au adus, care au alte caracteristici, alte forme, alți parametri, mi-au adus pompe de apă curată, apă de băut. Apă înțeleg, înțeleg confuzia, da. Sigur că da, e importantă. Acum stau și eu așa și mă gândesc, oare nu cumva părinții ăștia fac, sau părinții în general, sau nu știu cum să o iau eu așa, nu cumva să perpetuează din urmă o chestie, că cel puțin acum, o chestie de bun simț, nu știu cum să mă exprim ca să mă fac înțeles, e o chestie de bun simț. Băi frate, ce caut eu acolo? Mă duc eu să tai pamplica pentru ce? Nu știu, întreb și eu. Am eu vreun merit? M-am dus eu, am zis eu de omului respectiv, băi, Ioane, pune mai mult pietriș acolo, du-te, compactează-l mai bine. Dacă eu nu am niciun aport la lucrarea respectivă, ce caut eu acolo să tai pamplica? Dar că nu de la panglică e problema. Problema e de la aia doi care ți-au adus pompele. Și când ai plecat tu de la stat? Asta e întrebarea cheie. Și de ce? Am plecat pentru că, efectiv, am cerut, am avut o discuție cu primarul municipiului respectiv, așa, și i-am spus, zic, dacă tot se eliberează poziția de director general, zic, vreau să particip eu la concurs. Dau concursul, dau probă practică și vedem cine este mai bun. Și mi-a spus, Frank, Dan, știi ce? Nu ai loc. Dar zic, de ce? Păi deja locul este ocupat. Păi da. Și de ce mai faci concurs, bă, nene? Da. Da, vedeți? Și că astea sunt... Și nu i-au adus la concurs pe aia doi de ți-au adus pompele? Că aia mi se pare să fie roata perfectă. Adică, domnule, dacă păi pune pe unul, să fie măcar incompetent. Aprobarea necesarului de materiale s-a făcut de către directorul tehnic. Mm-hmm. Dar da. Când au venit pompele, unele au venit că pompele de apă curată vin cu lanț de carbon care este zincat. Fabuloasă țară, Dani. Cele de apă uzată vin cu lanț de inox. Fabuloasă țară. Director... Ia, stai, ce te întrebi? Da, directorul tehnic m-a întrebat și că, dar de unde știi tu că este ăla de inox și al altul de carbon? Și l-am trimis pe un băiat, pe un muncitor, zic, ia, adu-mi și mie magnetul și hai să vedem dacă se lipește sau nu. Măcar atâta știe. Fabuloasă poveste. Pe ăla care era avea concursul gata ocupat, l-a trimis și la târgul de turism de la New York. Că n-ați uitat de unde am plecat. Și astăzi v-am întrebat dacă această curbă salarială, care a mărit diferența dintre stat și privat, se găsește și în servicii, cum ar trebui, zic eu după capul meu. Emil, salutare, bine ai venit la România. Respectele mele, domnule Striga. Mulțumesc, Emil. O să încep cu problema târgului de la New York, pentru că sunt în temă cu ce se întâmplă acolo. Eu provin dintr-un sistem de business internațional de peste 47 de ani, lucrând în lansă de sistem. Am participat la diverse expoziții și chiar am avut acum câțiva ani o încercare cu agenția economică de la New York de a promova niște produse pe piața americană la rugămintea unui producător din Harghita. Ceea ce s-a întâmplat la New York consider că este o bătaie de joc la adresa României. În primul rând, băieții aceștia ar fi trebuit să pună mâna pe un manual de marketing în turism și să vadă cum să face o expoziție internațională de turism. Te duci departe. Practic, trebuiau în momentul de față, noi vorbim de marketing digital mai mult. Deci ei puteau să-și organizeze acolo, fie un poster cu știu eu ce peisaj din România, Marea Neagră, munții, etc., etc., puteau să obțină și niște sponsorizări pe lângă fondurile care au fost atribuite ambasadei, respectiv de la diverse agenții de turism
care vor să-și promoveze serviciile turistice, știu eu, pe piața americană, puteau să vină și cu niște pliante, cu niște cataloage. Întâmplător, în 2008 am participat la un forum economic România-Cehia la Ploiești. Camera de Comerț de Industrie din Ploiești, Industrie și Turism din Ploiești, și-au făcut un catalog atât de frumos cu toate obiectivele turistice din Prahova, inclusiv cramele, viile pe care le dețin diversi proprietari, și au făcut o promovare excelentă la... Care-i cauza? Adică, de ce nu se pricep oamenii ăștia? Sau ce păi nu pentru pricep? Că vă spun eu de ce. Ia. În 2004, încă când lucram, la o companie de business internațional, eu am fost un exportator în general de tehnologie în domeniul materialului rulant, dar am participat la foarte multe târguri și expoziții internaționale și am văzut cum se fac. Cei de la Ministerul Afaceri Externe au vrut să tragă pe turta lor toată rețeaua de comercializare externă de la Departamentul de Comerț Exterior. Noi nu mai avem Minister de Comerț Exterior, un departament care nici ăsta se pare că nu mai există. Așa, și... A fost practic desființată. Și au cerut diverse propuneri și un punct de vedere. Eu le-am spus, domnule, prima propunere pe care am făcut-o este restructurarea și evaluarea totală a tuturor reprezentanților diplomatici și economici care sunt trimiși în străinătate. Cunosc foarte multe persoane, nu-și merită postul și nici salariul pe care îl câștigă acolo. Ei fac o anumită pregătire înainte de plecare, vin pe la companiile comerciale, obțin o ștampilă, discută anumite probleme, teme ce sunt de rezolvat, după care, la revedere, au plecat într-un turism diplomatic, mai mult decât un turism economic. Nu te mai ajută cu absolut nimic. Ce deci aici este marea hibă, pentru că personalul nostru este deficitar la capitolul profesionalist. Mulțumesc pentru explicație. E fix problema pe care o intuiam, dar ce e nou și cu totul aparte, e faptul că păi nu mai există nici bariera aia cu prușine. Adică te mai plimbi prin târgul ăla, te uiți la unii la alții și zici, bă, da, la noi de ce e așa și la ăștia e așa? Dacă la noi e atât de bine și la ei e atât de rău, de ce la noi e atât de rău și la ei e atât de bine? Totuși te întrebi și zici, bă, hai să facem ceva, că n-arată bine. Uite ce au făcut mexicanii ăștia, că am văzut niște fotografii și de la alte standuri, da? Are, sigur, n-a fost nimeni cu vreo rachetă, cum spuneam, da? Ceva mai mult s-a întâmplat, îți mai luau ochii. În fine, Cornelia, salutare, ești la România în direct. Alo, bună ziua. Salutare. Vreau să vă prezint două situații cu care m-am întâlnit în interacțiunea mea cu primăria sau cu autoritățile locale. Una dintre ele a fost când am încercat să reclam pe una dintre vecine care... La momentul respectiv stăteam la bloc și, după cum se obișnuiește, persoanele mai în vârstă încearcă să strângă pe lângă bloc diverse animăluțe. La momentul respectiv era un câine chiar în fața interfonului. Era pentru mine, l-am considerat un pericol, pentru că copiii veneau de la școală sunând la interfon. Câinele putea fi cumva speriat de diverse... Ce ai ajuns la primărie să-l ia de acolo? Ce s-a întâmplat? Am ajuns la poliția locală. Ideea este că am profitat, am făcut reclamația la momentul respectiv. Era un incident, o situație nefericită s-a întâmplat în București cu un câine care a mușcat un copil mortal. Ideea e că autoritățile au acționat și datorită acelui eveniment care era pe adică toate canalele treaba. De știri. Și-au făcut treaba, dar am avut în sesizarea aceea online, am menționat acel incident, am menționat că nu vreau să întâmple asta cu copiii mei. Ideea e că punând punctul pe ei și... sesizând punctele sensibile și probabil funcționarii la momentul respectiv știau de știrea respectivă, le erau teamă de alte întâmplări, acțiuni și au reacționat foarte repede. Vineri seara, la sfârșitul programului, am făcut sesizarea online, după care cred că marți s-au prezentat la persoana respectivă, au avertizat-o, au pus-o în temă să ia câinele.
să-l introducă în casă. Deci, sau din când în când, în când, Cornelia, se poate. Eu îți mulțumesc mult. Știu că mai e o întâmplare care cântărea probabil negativ. Dar asta pot să zic și eu, că România e ca un sistem de insule. Că unii oameni își fac treabă, că alți oameni nu își fac treabă. Problema statului român este că atunci când mărește salarii și își mărește dimensiunea, o face otova, nu o face punctual sau sub niște standarde. Iar cea mai mare problemă pentru noi este că vine o perioadă atât de dificilă pentru statul nostru, în care răspunsurile vor trebui să fie atât de complicate, încât bula asta de prostie cu salariu mare pe care a construit-o s-ar putea să ne omoare pe toți, metaforic vorbind. Dar dacă nu găsești răspunsurile adecvate, cu toții și cu toții o să avem necazuri. Deci dacă aveți ceva de făcut săptămânile, lunile astea, lăsați pilăra aia deoparte ca să putem să dormim cu toții liniștiți în țara asta. Asta e România în direct. Continuăm și mâine. Sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.